Bună, sunt Măriuca și astăzi o să joc Jungle Speed cu Miruna, Riana și Vlad. Este un joc foarte distractiv, în care ai nevoie de spirit de observație și reflexe rapide. Atenție! Verificați-vă manicura și pe cea a partenerilor înainte de joc. Pentru a evita scărieturi, 30 de cărți împărțite în 4 culori, cu 18 forme diferite. Pentru a câștiga, scapă de toate cărțile. Dacă poți! Dacă se descoperă o carte cu săgețile în exterior, toți jucătorii trebuie să dea o carte în același timp. Dacă cineva descoperă o carte cu săgețile spre interior, orice jucător poate sări să ia totemul. Norocosul scapă de toate cărțile pe care le-a întors până în acel moment, punându-le sub totem. Cel care va pierde următorul duel va lua în plus și cărțile de sub totem. Dacă este descoperită o carte cu săgețile colorate, jucătorii se vor duela pe culoare, nu pe formă ca de obicei. După ce este acoperită această carte, se revine la duelul de formă. Dacă sar mai multe persoane pe totem și nu se știe cine a fost primul, câștigă jucătorul care are mâna la baza totemului. Vei lua toate cărțile cu fața în sus, existente pe masa de joc. Să începem! Să începem! Să începem! Să începem! Să începem! Totemul din lemn stă în mijlocul mesei, așteptând să fie înfășcat de jucătorul cu cele mai rapide reflexe. Se împart cărțile în mod egal. Fiecare jucător întoarce pe rând câte o carte. Sunt Măriuca și astăzi o să joc Jungle. Bună, sunt Măriuca și astăzi alături de invitații mei, Riana, Vlad și Miruna. Miruna! Miruna a făcut mâna! Oh, no! Nasol! Să continuăm! Acum am dai credita! Dacă se descoperă o carte cu săgețile în exterior, Despacito! Dacă se descoperă o carte, nu ascultați-mă!